Există mai multe metode prin intermediul cărora impostorii religioși caută astăzi să se sustragă oricărei forme de analiză din partea ascultătorilor, din partea celor care fie sunt parte din biserica lor, fie îi ascultă în mediul online sau în alte locuri. Cu siguranță le cunoașteți pe toate. Vreau doar să. Să vă, vă aduc înainte câteva dintre ele și apoi să vorbesc despre una într-un mod special. În primul rând este celebra să nu te iei de unsul Domnului, da? Toate aceste, ce vreau să vă spun, toate aceste metode au un cărlig în Biblie. Adică se inspiră din anumite pasaje, versete, expresii pe care le regăsim în textul sacru din Biblie. Numai că evident fiecare pasaj este răstălmăcit și izolat de context pentru ca să poată sluji pretextului lor de a se um, sustrage oricărei formă de analiză. Deci, prima este nu te lua de unsul Domnului. Nu intrăm în detaliu. Unsul Domnului, ca să fie unsul Domnului, trebuie să se califice. Unsul Domnului se poate și descalifica. Iar în Noul Testament avem criterii clare, în baza cărora trebuie să judecăm un slujitor, să-l analizăm, și în baza cărora el este un slujitor autentic sau nu. Da? în epistolele pastorale vedem cum un slujitor poate să se califice sau să se descalifice. Și în esență sunt două mari criterii, descalificare morală sau descalificare doctrinară. Dacă te-ai abătut de la niște norme morale extrem de importante sau de la niște învățături doctrinare biblice foarte serioase și critice pentru mântuirea noastră. Deci unsul Domnului, ca să fie unsul Domnului, trebuie să se califice, nu doar pentru că s-a autointitulat el sau chiar alții l-au numit unsul Domnului, nu înseamnă că el este cu adevărat unsul Domnului. Apoi, evident, celebrul nu judeca. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Din nou, un verset rupt de context. Domnul nostru acolo condamnă judecata nesănătoasă, judecata ipocrită. De aceea va spune, scoate prima dată, paiul din ochiul, bârna din ochiul tău ca să vezi paiul din ochiul fratelui tău. Deci Domnul nostru nu condamnă orice formă de judecată, ci doar judecata nesănătoasă, adică judecata ipocrită. În altă parte, tot cuvântul ne spune să judecăm toate lucrurile, să le analizăm, să le confruntăm, să le investigăm și în felul acesta să fim oameni cu discernământ. Deci evident că nici metoda aceasta nu stă în picioare. Apoi, din nou o metodă celebră, să nu hulești pe Duhul Sfânt, da? Ai grijă să nu te iei de unsul Domnului, să nu-L judeci, pentru ca nu cumva să hulești pe Duhul Sfânt, să faci păcatul de neiertat și să fii blestemat pentru eternitate. Am spus-o de mai multe ori, găsiți pe acest canal o predică pe textul din Matei, cu privire la hula împotriva Duhului Sfânt. O pun și în primul comentariu, pentru cei interesați un link. Hula împotriva Duhului Sfânt n-are de a face cu investigarea și cu analiza slujitorilor sau a pretinșilor slujitori nu are de a face cu analiza mesajelor. Hula împotriva Duhului Sfânt are de a face cu necredința în divinitatea lui Hristos. Sau, dacă vreți, în persoana lui Hristos. Hula împotriva Duhului Sfânt este necredință în Fiul lui Dumnezeu. Da? Nu-i necredință într-un slujitor, într-un pretins slujitor, sau în mesajul pe care slujitorul respectiv îl promovează. Deci, toate aceste trei metode, măcar că se leagă de anumite pasaje din Scriptură, sunt viclenii, sunt șmecherii prin care ei caută să se sustragă și să te acuze pe tine pentru că îndrăznești să analizezi, să investighezi mesajul lor și pe ei ca și persoane. Dar într-un mod special am descoperit o a patra metodă, destul de des întâlnită, care spune în felul următor. Este un avertisment, este mai degrabă o amenințare și sună în felul următor ai grijă să nu te trezești că lupți împotriva lui Dumnezeu. Da? Aruncă o oarecare nesiguranță, nu știi, e posibil să lupți împotriva lui Dumnezeu sau nu. Nu știi, dar mai bine ia seama, mai bine ai grijă, decât să te trezești cumva că lupți împotriva lui Dumnezeu, mai bine să taci, mai bine să nu te baci. Da? Este o formă subtilă de a-ți închide gura. Și am descoperit de asemenea că această, această metodă nu e folosită atât de impostori cât de susținătorii impostorilor și e folosită într-un mod special când nu mai au argumente, când nu găsesc argumente, când efectiv nu își pot susține idolul pe care l-au îmbrățișat, pentru că idolul respectiv a făcut sau a spus lucruri imposibil de justificat cu scriptura, e atunci, în lipsa argumentelor, ei vin cu această metodă foarte interesantă și manipulatoare, evident, ai grijă nu cumva să te trezești că lupți împotriva lui Dumnezeu. Da? Și dacă vi se pare expresia aceasta cunoscută de undeva, cei care sunteți familiarizați cu Scriptura, vreau să vă spun că, într-adevăr, expresia aceasta apare în Scriptură. Apare în Cartea Faptele Apostolilor și este rostită de către un om înțelept în tagma lui, dar necredincios sau necreștin. Și anume de către Gamaliel. Da? În fapte, în capitolul 5, după ce li se dă drumul apostolilor lui Petru și lui Ioan, Gamaliel acesta, mai marele fariseilor sau un lider printre farisei, care pe deasupra se mai afla și în Sobor sau în Sanhedrinul Evresc, ia cuvântul și avertizează pe ceilalți membri ai Sanhedrinului, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace, dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni se va nimici, dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și bazat pe acest cuvânt, pe aceste două versete, oamenii te amenință și te avertizează să nu cumva să depomenești că lupți împotriva Lui Dumnezeu. Care este problema cu acest argument, cu această metodă? Problema este că oamenii care se folosesc de ea, din păcate, nu știu citi Biblia. Pentru că în Biblie, mai ales în cărțile și în pasajele narrative, da? găsim multe afirmații care au fost rostite de oameni necredincioși. În cazul de față, Gamaliel acesta nu este un creștin. Este un om într-adevăr înțelept printre farisei, dar el nu este un creștin și prin ceea ce rostește Gamaliel nu enunță un principiu divin. Da? Trebuie să fim foarte atenți cine ce spune în Scriptură, în ce context, în ce capitol, în ce carte și să punem întrebări pasajelor. Gândiți-vă că sunt multe afirmații în Cartea Sfântă Biblia, în cărțile narrativ-istorice, făcute de oameni care sunt dușmanii lui Dumnezeu. Gândiți-vă în cartea Iov, și asta este o carte foarte uh, greșit folosită de multe ori, în cartea Iov avem uh, multe citate din partea prietenilor lui Iov, da, că nu erau cu adevărat prieteni, citate care induc în eroare ascultătorul și de fapt erau citate mesaje, idei prin intermediul cărora acești prieteni ai lui Iov căutau să-l învinovățească pe Iov oamenii neștiind să citească Scriptura, de multe ori vedem că se folosesc de aceste citate pentru ca să enunțe cât e un pretins principiu divin. Dar trebuie să fim atenți cine ce spune. Inclusiv diavolul în Scriptură rostește din când în când anumite afirmații. Trebuie să fim foarte atenți să nu luăm acele afirmații ale diavolului ca și cum ar veni din partea lui Dumnezeu. Gândiți-vă că diavolul îl ispitește pe Mântuitorul și în Evanghelie îl vedem vorbind. Și avem afirmații din gura diavolului, care este tatăl minciunii. Ce vom face? Vom lua acele afirmații și le vom socoti principii divine? Deci, vorba, trebuie să fim atenți cine face uh, afirmațiile pe care le cităm din scriptură. În cazul de față este vorba despre Gamaliel, după cum am spus, un om care era necreștin. Și afirmația lui Gamaliel este făcută, dacă privim în context, de aceea e foarte important întotdeauna să ne uităm la context. Afirmația lui Gamaliel este făcută în baza unor observații pe care el le-a făcut cu privire la niște mișcări din vremea lui. Da? Spune el în felul următor, bărbați izraeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora, căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați, el a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. Pe urmă mai observă o altă grupare, Gamaliel. După el s-a evit Iuda Galileanul pe vremea scrierii și a atras mult norod de partea lui, a pierit și el și toți cei celor masele au fost risipiți. Deci Gamaliel face o observație, da? Face o observație în baza unor istorii recente, unor grupări recente care au fost risipite. Dar trebuie să fim foarte atenți. Principiul acesta nu este de natură divină și nu este universal valabil. Gândiți-vă că avem mișcări astăzi care au trecut testul timpului. În esență, am putea să rezumăm acest principiu al lui Gamaliel, nu al lui Dumnezeu, ci al lui Gamaliel, am putea să-l rezumăm la testul timpului. Dacă trece testul timpului, este de la Dumnezeu. Dacă nu trece testul timpului, nu este de la Dumnezeu. Dar principiul acesta nu e unul adevărat. Nu e unul universal valabil. Într-adevăr, au fost multe mișcări de-a lungul viacurilor care au început puternic și care s-au sfârșit la fel de puternic într-un scurt interval de timp. Dar avem de asemenea mișcări care au început plăpând și care s-au înmulțit și rezistă și astăzi. Gândiți-vă la mișcarea musulmană, care rezistă de mai bine de o mie de ani. Cum am putea să aplicăm principiul lui Gamaliel aici? Dacă este de la Dumnezeu, se va nemici, dacă nu nu se va nimici. Păi mișcarea lui Mohamed, mișcarea musulmană islamică, nu s-a nimicit. Deci, vom conclude noi, este de la Dumnezeu. Nici vorbă. Avem, gândiți-vă la budism sau la hinduism, care sunt chiar mai vechi decât creștinismul. Au trecut estul timpului. Au trecut. Ce vom spune noi bazați pe principiul acesta a lui Gamaliel? Că sunt de la Dumnezeu? Nici vorbă. Avem mișcări eretice în mijlocul creștinismului. Avem mormonii, avem martorii lui Jehova. Avem o grămadă de secte și de erezii care au trecut testul timpului. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți când citim Biblia. Biblia nu este pentru oameni superficiali. Oamenii superficiali se vor încurca întotdeauna din cauza superficialității lor. Ei nu sunt atenți, nu sunt dorni să cunoască, nu pun întrebări, nu se uită la context, ci trag concluzii pripite. Ba mai mult gândiți-vă că la un moment dat, tot în Cartea Faptele Apostolilor, mai avem o afirmație, dar avem mai multe, dar mai au doar un singur exemplu și mă de final. Tot în Cartea Faptele Apostolilor îl avem pe mai marele Festus, care într-o ședință extraordinară cu Pavel și cu împăratul Agripa și cu mai mulți din liderii societății din vremea respectivă, după ce îl investigează pe Pavel și îl ascultă pe Pavel, prealesul Festus face următoarea afirmație. Pavele, prea multa ta învățătură te face să dai în nebunie. Aceasta este o afirmație pe care o vedem în Biblie. Ce vom face noi cu afirmația aceasta? O vom lua și o vom transforma în principiu doar pentru că este prezentă în Biblie și vom promova, știu eu, un soi de anti-intelectualism? Păi ia uite, nu-i bine să învățăm prea mult, nu-i bine să studiem, nu-i bine să citim, că dăm în nebunie. Nici vorbă. Pentru că această afirmație a fost făcută de un om necreștin, necredincios, alesul Festus și mai mult decât atât este îndreptată împotriva apostolului Pavel. Și Pavel o respinge categoric. Prea multă învățătura lui Pavel nu l-a făcut să dea în nebunie sub nicio formă. Și l-a făcut să fie un apostol foarte eficient și Dumnezeu este cel care s-a folosit de prea multă învățătura lui Pavel ca să răspândească creștinismul printre neamuri. Și este indiscutabil cel mai influent apostol dintre toți apostolii primului viac dintre apostolii lui Hristos, care au fost un grup restrâns de oameni și care astăzi nu mai există. Deci, dragilor, în încheiere, aceasta este o altă manipulare. Da? Să nu te pomenești că lupți împotriva lui Dumnezeu. Cei care fac afirmația aceasta cu gândul de a vă intimida, de a vă sperea, sunt niște manipulatori. Fie că își deau seama, fie că nu. Ei o fac afirmația aceasta în lipsa altor argumente, iar afirmația aceasta nu stă în picioare pentru că nu este un principiu divin, ci este o afirmație făcută de Gamaliel, înregistrată de Luca, într-o scriere narativ istorică, într-un context specific, bazată pe niște observații pe care tot Gamaliel le-a făcut. Gândiți-vă ce ar fi spus Pavel dacă l-ar fi confruntat iudaizatorii. Pavel nu ne mai critica atâta, nu ne mai analizat tu pe noi, nu cumva să te trezești că lupți împotriva lui Dumnezeu. Ce ar fi spus Pavel? Mai vedeți-vă voi de treabă. Nu, dragilor, noi avem criterii clare. Avem Scriptura în baza căreia trebuie să analizăm fiecare mesaj, fiecare afirmație, fiecare pretenție, fiecare experiență și fiecare slujitor. Da? Nimeni nu se poate sustrage. Cei care caută să se sustragă folosindu-se de, folosindu de pasaje din Scriptură răstălmăcite și interpretate greșit, dau dovadă prin chiar această manipulare că ei sunt proroci mincinoși sau învățători falși. Nu. Toți trebuie să fim verificați cu cuvântul, cu Scriptura. Nimeni nu este infailibil. Fiecare om, fiecare credincios are datoria de a analiza prin filtrul Scripturii. Fiecare credincios. Sigur, pentru asta trebuie să citești Scriptura cu atenție, nu cu superficialitate. Pentru că dacă ești superficial, vei fi dus de nas și te vei înclina după cum bate vântul. Fiți atenți, nu vă lăsați păcăliți, nu vă lăsați manipulați. Thank <mimics>